Salut, bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare review video al smartphone-ului HTC Desire 820, un fabret din partea superioară a segmentului mid-range de la HTC, un smartphone foarte atractiv, atât datorită specificațiilor, cât și unui preț foarte accesibil în raport cu performanțele. Avem de-a face cu o diagonală a ecranului de 5.55 și o rezoluție de 1280x720 pixeli. Asta înseamnă că densitatea pixel per inch este de 267. Pe partea hardware, Desire 820 este motorizat de un chipset Qualcomm Snapdragon 615 pe 64 de biți, de tip octa-core, alcătuit din două procesoare quad-core, unul tractat la 1.5 GHz, celălalt la 1 GHz. Ambele procesoare sunt acompaniate de acceleratorul grafic Adreno 405 și de 2 GB de memorie RAM. Avem la dispoziție 16 GB de memorie internă, cu posibilitatea folosirii unui card microSD de până la 128 GB. După cum bine puteți vedea, carcasa este de culoare albă. Este o carcasă alcătuită din materiale premium, cu toate că este folosit plasticul, la atingere materialul este foarte plăcut, este aderent, nu scapă din mână HTC Desire 820. Pe partea din față avem o bandă gri care înconjoară și camera principală, dar și elementele de conectivitate. Logo-ul HTC de pe partea din spate este afișat în aceeași nuanță gri. Carcasa, după cum am spus, este de o calitate foarte bună. Și pe partea din față a acesteia găsim două difuzoare care oferă o experiență foarte plăcută pasionaților de muzică, dar și celor care joacă jocuri și urmăresc filme pe ecranul acestui device. În ceea ce privește sistemul de operare, avem de-a face cu Android 4.4.4 KitKat, personalizat cu interfața HTC Sense UI 6.0, pe care cu siguranță o cunoașteți de la alte modele HTC, precum M9, celebrul flagship. După cum puteți vedea, este o interfață foarte simplă de utilizat. Putem seta cu ușurință wallpaper, adăuga aplicații și widget-uri sau să adăugăm o nouă pagină de start. Ce observăm pe carcasă? În partea frontală v-am arătat cele două difuzoare foarte puternice pe care le veți auzi în curând în acțiune. În partea de sus avem camera de 8 megapixeli pentru selfie-uri, o cameră capabilă să realizeze clipuri în format Full HD 1080p. Pe partea de jos avem logo-ul HTC, butoanele pentru setări, aplicațiile recente și întoarcerea la meniul anterior sunt incorporate în ecran. Pe partea din spate avem camera principală de 13 megapixeli, capabilă să filmeze în format Full HD la rezoluție 1080p sau în format HD la rezoluție 720p cu 60 de frame-uri pe secundă. Iată și un mic briț, logo-ul HTC. În partea de jos avem mufa micro USB, iar în partea de sus se află mufa jack pentru conectarea la un set de căști. Device-ul este foarte user-friendly. Am instalat mai multe aplicații pe care le veți vedea chiar acum în acțiune. Iată și rezultatul în celebrul test AnTuTu al lui Desire 820. Este un rezultat foarte bun. Un rezultat al unui smartphone mid-range. Să vă arăt și cum urează câteva jocuri. Trebuie să dau mai încet ca să mă auziți. Acesta este Asphalt 8, cel mai cunoscut joc de mașini pentru dispozitivele mobile.
Jocul urează fluent, fără pic de lag. În ceea ce privește rugarea de aplicații multiple, nu putem avea nicio problemă. Iată câte aplicații sunt deschise în acest moment pe Desire 820. Voi intra într-un clip de pe YouTube. Un clip în care... puteți vedea unboxing-ul acestui smartphone. Se numără procesorul octa-core, 2 GB de memorie RAM, 16 GB de memorie internă, cameră frontală de 8 megapixeli pentru selfie-uri, cameră principală de 13 megapixeli și o baterie cu capacitate de 2600 mAh. Iată cutia. Sunetul este clar, foarte puternic, basul se aude foarte bine. De vină, între ghilimele, este HTC Boom Sound. Voi intra chiar acum într-un alt joc, nu în Asphalt 8, ci în FIFA 15. Pasionații de gaming vor aprecia atât sunetul cât și calitatea imaginii. Acumulatorul lui HTC Desire 820 are o capacitate de 2600 mAh și rezistă o zi și jumătate în condiții de utilizare medie spre intensă. Este o autonomie mare pentru un astfel de device. În concluzie acestui review, HTC Desire 820 este un fabric care oferă performanțe foarte bune, carcasă cu aspect premium, un smartphone care se adresează în primul rând tinerilor, are un preț competitiv, are performanțe bune,